Tema din această dimineață, confirmarea Duhului Sfânt, acoperă nu numai versetele pe care noi le-am citit, ci capitolele 10, continuând în 11, și înainte și după acest pasaj, pentru că până la urmă, Cartea Faptele Apostolilor reprezintă istoria validării, confirmării și afirmării uceniciei lor, apostoliei lor în mijlocul lui Israel și nu numai. Dar în acest capitol este vorba de o experiență care până atunci n-ar fi fost posibilă din punctul lor de vedere. Este vorba de Corneliu și casa lui, care sunt convertiți la creștinism și, deși dintre neamuri, acceptați în biserică. Pasajul acesta ne arată sub mai multe forme lucrarea Duhului Sfânt pentru ca să facă posibil acest lucru. Și sunt trei paliere pe care se manifestă lucrarea Duhului Sfânt și, de fapt, produce trei revelații foarte importante. Prima revelație a Duhului Sfânt este că sutașul Corneliu îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos. A subliniat foarte bine mai devreme fratele păstor Adrian Dan că este absolut esențial centralitatea Domnului Iisus Hristos în mesajul nostru, în scopul slujirii noastre, în tot ceea ce suntem și în tot ceea ce facem. De fapt, numele de creștin a apărut în Antiohia datorită faptului că oamenii aceia, propovăduirea lor, slujirea lor, lucrarea lor, era despre Domnul Iisus Hristos. De fapt, lucrarea Duhului Sfânt este despre Domnul Iisus Hristos. Îl are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Ce știm despre Corneliu înainte de momentul acesta? Știm că era un păgân. Era roman, dar era un păgân credincios. Nu știu dacă l-aș putea numi convertit sau prozelit. Probabil că nu îndeplinise ritualurile de iudaizare. Dar un lucru este foarte clar. În căutarea lui, omul acesta s-a lepădat de zeii romani. Omul acesta a ajuns la concluzia că religia lui, crezul lui în dumnezeii lumii antice este o religie falsă, este un crez fals. Și cuvântul Domnului spune în Fapte 17, predica apostolului Pavel în Areopag, Dumnezeu nu este departe. Și poate fi găsit chiar de cei care îl caută bâșbâind. Cred că v-am mai spus odată când am predicat despre predica lui Pavel. Asta înseamnă un om care este în beznă. Nu vede nimic în jurul lui. Singura lui șansă de a se descurca este să bâșbâie, să întindă mâna în toate părțile. Și ascultați! Un om care din punct de vedere spiritual este în întuneric, într-un întuneric beznă. Spunea apostolul Pavel acolo, bâșbâind, întinzând mâna în toate părțile, n-are cum să nu dea de Dumnezeu, pentru că Biblia spune că Dumnezeu nu e departe de fiecare dintre noi. Ca să-L găsim atunci când îl căutăm, chiar bâșbâind.
Or, omul acesta, fiind detașat cu slujba lui în Ierusalim sau în apropierea, în Cezarea, are o revelație extraordinară. Duhul Sfânt îi descoperă unde să trimită după ajutor ca să îi se descopere Domnul Iisus Hristos. De Dumnezeu știa că Biblia spune era temător de Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu și făcea milostenii în numele lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu sau de dragul lui Dumnezeu. El avea nevoie de revelația Domnului Iisus Hristos. Și revelația Domnului Iisus Hristos nu o găsea în sinagogă, nu o găsea printre oamenii care erau în jurul lui, slujind lui Iahve, dar după lege. Vă rog să observați că omul acesta avea componentele morale și de caritate ale legii lui Dumnezeu. V-am spus de multe ori, când vorbim despre lege, trebuie să fim atenți despre ce vorbim. Pentru că doar așa, ca să zvârlim cuvinte în stânga și în dreapta, legaliști, legalism, și să nu știm la ce ne referim, s-ar putea să călcăm pe alături. Dumnezeu n-a desființat legea morală, a înăsprit-o. Dumnezeu n-a desființat legea caritabilă, a întărit-o. Dumnezeu n-a desființat nici măcar legea ceremonială, a împlinit-o prin Domnul Iisus Hristos. Și toate componentele legii ceremoniale au fost transferate în duhovnicesc, în spiritual. Tăierea împrejur este a inimii. Sabatul a devenit o permanență. Toate zilele sunt ale Domnului ca să ne închinăm. Noi nu mai venim să ne închinăm doar într-o zi lui Dumnezeu. Venim la casa Domnului când sunt serviciile programate, dar închinarea noastră trebuie să continue dincolo de serviciile divine. Aici venim să ne motivăm, venim să învățăm cuvântul, dar închinarea noastră trebuie să fie permanent. Sabatul nostru trebuie să fie permanent. De asemenea, jertfele nu mai sunt necesare în forma în care erau aduse în vechiul legământ, pentru că acum avem jertfa Hristos și avem, ne avem pe noi înșine și ne aducem ca o jertfă vie, sfântă, înaintea lui Dumnezeu. Iată, dar asta a făcut Domnul cu legea și trebuie să știm la ce ne referim. Omul acesta, nu avem aici documentat că neapărat împlinea legile rituale. Nu avem evidențe că ar fi adus jertfe de animale sau ar fi participat la închinarea de la templu, pentru că până la urmă era păgân și avea dreptul doar să vină într-o curte a neamurilor, de unde toate lucrurile se observau și se vedeau de la distanță. Dar omul acesta întrunea componentele morale, temător de Dumnezeu, ucernic, și caritabile, făcea milostenii, chiar devoționale, se ruga. Însă avea nevoie de Domnul Iisus Hristos. Când spunem că acest om trebuia să-L descopere pe Hristos, este, frați și surori, pentru că nu e suficient ca cineva să fie de treabă și cum se cade. E important ca cineva să fie de treabă și cum se cade. Și avem mulți oameni cum se cade în lumea noastră. Oameni morali. Oameni simpatici. Ți-e drag să stai de vorbă cu ei. Oameni cu principii. Și de-ar da Domnul să fie cât mai mulți în lumea noastră. Că, Doamne ferește, sunt din ce în ce mai puțini. Și spunea odinioară psalmistul lamentându-se, pierd oamenii de bine din țară. Nu-i jelește nimeni.
Dar, frați și surori, noi care îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să știm că nu e suficient să fii cum se cade. Nu e suficient să te rogi, deși e bine. Nu e suficient să faci milostenii, deși e bine. Pentru ca un om să ajungă în raiul lui Dumnezeu, lucrul acesta se poate doar prin Domnul Iisus Hristos. Și chiar oamenilor, cum se crede, am auzit și vă rog să mă iertați că nu vreau să vă contrazic, dar nu mai spuneți lucrul ăsta. Nu mai spuneți lucrul ăsta, vă rog. Aveți de-a face cu oameni din lume, în afacerile dumneavoastră, cu oameni din alte denominații care nu îl înțeleg pe Dumnezeu, forma care... Și mulți spun, a, ăsta e mai bun decât pocăiții. Ca și când ar spune, ăsta n-are nevoie de pocăință, ăsta n-are, lasă-l așa cum este, că e bun și e bine așa. Noi nu-i putem mulțumi pe oameni cu starea în care se află dacă nu l-au găsit pe Hristos. Cum secădenia lor nu-i suficientă. Și noi le vrem mântuirea sufletului până la urmă. Că degeaba vrem o lume mai bună aici și acum, dacă oamenii rămân fără mântuire care le dă viața de atunci și de acolo. Că viața de atunci și de acolo este cea mai bună și veșnică. Degeaba învățăm pe oameni să trăiască frumos și bine aici, că dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Iată de ce Apostolul Pavel spune, pe fiecare om încercăm să-l încredințăm și să-l aducem la ascultarea de Hristos. Corneliu este un păgân, e dintre neamuri, dar e credincios. Își dă seama că religia lui este falsă, îl îmbrățișează pe Dumnezeu în forma în care el îl poate percepe, dar are nevoie de o revelație și Duhul Sfânt îi dă vedenia să-l cheme pe Petru pentru ca să afle despre Hristos, pentru ca să creadă în Hristos, pentru ca să-l primească pe Hristos. Și aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt și pentru ca Hristos să fie confirmat lui Corneliu ca fiind Fiul lui Dumnezeu, cel care iartă păcatele și cel care îl mântuiește. Și pentru că Petru este sensibil la glasul Duhului Sfânt, exact despre asta îi predică lui Corneliu și le predică celor adunați în casa lui. Al doilea lucru pe care îl putem vedea la Corneliu este un tată model. În versetul 2 spune că era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Vedeți, trăim într-o lume care vrea să destrame și să lovească în căminele noastre. Și suntem extrem de afectați de acest război pentru inima, pentru sufletele copiilor noștri, celor din casele noastre. Este o luptă pe care trebuie să o purtăm. Nu știu ce a făcut sau n-a făcut Corneliu. Omul acesta este un om foarte special. Pentru că îl urmează pe Dumnezeu în toate aceste lucruri, împreună cu toți din casa lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi la lucrul acesta. Știu că este greu. Știu că nu întotdeauna depinde de noi. Dar ceea ce trebuie să continuăm să facem e să ne rugăm. Să ne rugăm și iar să ne rugăm. Frați și surori, un copil al lui Dumnezeu nu are voie să renunțe. Și când nu mai poți să faci altceva, roagă-te. Roagă-te că avem un Dumnezeu care ne iubește casele, ne iubește familiile. Omul acesta e un tată model. Apoi este un soldat milos. E foarte greu ca un soldat să aibă spirit caritabil. Soldații sunt oameni duri, sunt oameni care scot sabia și luptă și lovesc și omoară.
Vă dați seama cât de milos este omul acesta. Era cucernic, temător de Dumnezeu. El făcea multe milostenii norodului. S-a menționat mai devreme. Norodului pe care trebuia să-l stăpânească. Pe care trebuia să-l opreseze. Pe care trebuia să-l pună la punct. Și să-l țină sub control. El se ducea și le făcea milostenii. Ce soldat cu inimă bună. Mai rar. Apoi, Corneliu este un stăpân bun. Un stăpân bun. Relația dintre stăpâni și robi este o relație foarte complicată. Știți că totdeauna Scriptura a venit să schimbe orânduirile sociale. Pavel spunea, dacă ești rob, ești în starea asta, fii cum trebuie, fii principial, dacă poți să devii liber, folosește-te de lucrul ăsta. Dacă nu, dovedește că ești liber în Hristos. Dar Pavel admonestează stăpânii care se poartă urât cu robilor. Și admonestează robii care sunt necinstiți cu stăpânilor. Avem aici în pasajul acesta câteva exemple ale relației pe care o avea Corneliu cu robii lui. În versetul 7, cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cu cernic, din aceia care îi slujeau tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. E foarte interesant. Nu le-a spus, băi, fiți atenți aici, luați o gardă cu voi, vă duceți la ăsta de la adresa cutare, îl luați pe sus și mi-l aduceți aici, ați înțeles? Bine, putea să le vorbească frumos, să le spun, auziți, vedeți că e un om acolo, trebuie să-l aduceți la mine. El le istorisește acestor robi ce s-a întâmplat, ce revelație a avut. Și unul din soldați, sau soldatul pe care l-a trimis cu robii, era și cucernic, era el însuși. Un om de teapa lui Corneliu. Omul acesta comunică cu respect față de robi. În versetul 8, le-a istorisit, i-a trimis, dar ascultați versetul 22. Atunci când Petru coboară, și le spune, pe mine mă căutați. Cu ce vă pot fi de folos? Ei au răspuns, robii și sutașul. Soldatul. Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Dragii mei, când robii vorbesc frumos despre stăpân, e un lucru mare. Că nu e obligat nimeni să fie așa de specifici. Putea să-i spună sutașul Corneliu, care este un om foarte respectat și cu multă putere și autoritate aici în Cezarea, îți poruncește să te prezinți la el. Vezi cum se transmite respectul din persoană în persoană. Un stăpân bun, un prieten bun, un prieten loial. Spune în versetul 24 că i-a dus pe cei din casa lui, rudele lui și prietenii de aproape, i-a chemat să asculte și ei mesajul Evangheliei. Noi avem mulți prieteni. Avem mulți prieteni, la locul de muncă, la școală, acolo unde suntem. Dragii mei, iarăși, cer scuze anticipat. Tu nu ești prietenul lor adevărat pentru că îi chem să le dai un lunch din când în când. Tu nu ești prietenul lor adevărat pentru că întreții o conversație cu ei. Ce mai faci? Cum ești?
Nu ești prietenul lor adevărat nici măcar că atunci când au nevoie de ajutor, îi ajuți cu ceva. Sau când au nevoie de încurajare, le dai încurajare. Un adevărat prieten este prieten atunci când oferă prietenului său cel mai important dar pe care îl poate da un pocăit. Să-i vorbească despre Dumnezeu. Să-l cheme la adunare. Nu e așa că foarte puțini oameni chemăm la adunare. Avem tot felul de servicii speciale. Este serviciul de botez imediat. Și invităm prietenii noștri, invităm din biserici, invităm, mă rog, rudele noastre. Câți dintre noi ne-am gândit pe data de 19 mai la botez am să invit un prieten care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, o familie. Poate că va trebui să invit 10 ca să vină unul. Același lucru când avem serviciile speciale de Paște, de Crăciun. Dacă am organizat o evangelizare, știu că este nevoie de multă insistență. Știu că trăim într-o vreme supra-saturată, când pe oameni nu-i mai interesează de Evanghelie, de Hristos, de Dumnezeu. Poate că trebuie să insistăm. Poate că trebuie să folosim acest atu a relației noastre de prietenie. Nu e absolut deloc greșit să spui, auzi, știi că noi suntem prieteni și mai mergem la masă împreună și noi mai stăm de vorbă și mai... M-aș simți foarte onorat dacă ai asculta și mi-ai accepta invitația să vii la biserică cu mine. Pentru că poate unii se vor simți, te mir ce poate, din obligație. Să vină. Le vei spune, păi șantajăm să... Nu, ne folosim de toate aturile posibile să-i aducem la casa lui Dumnezeu să asculte Evanghelia. Apoi, un roman smerit, modest. Ascultați versetul 25. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Nu avea el noțiunea... Iar cred că era o închinare ca unui Dumnezeu. În vechime, închinarea aceasta, stilul acesta de închinare era și o formă de respect. Când te plecai în fața unui om, ca să te închini ca unui Dumnezeu. Dar, vă rog să observați ce om modest, smerit, l-a considerat pe Petru superiorul lui și pe bună dreptate. Pentru că el avea sabia, el avea soldații, el avea garnizoana, dar Petru avea adevărul. Și ceea ce căuta acest sutaș era adevărul. Și bineînțeles, în cele din urmă, Corneliu devine un om mântuit. Toate acestea prin revelația și confirmarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt i-a spus unde să trimită, la cine să trimită, pe cine să audă, pe cine să asculte și ce să creadă. Este revelația Duhului Sfânt. Mă opresc aici și dacă Dumnezeu va ajuta de seară, continui cu celelalte două revelații pe care le găsim în acest pasaj. Văzut revelația prin care Corneliu îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, gândindu-ne la aceste cuvinte. Dacă lucrarea Duhului Sfânt ar fi reală în viața mea și în viața ta, oare cât de des ne-ar găsi vrednici să fim chemați să vorbim despre Hristos? Sau ne-ar lumina cui și ce să spunem și ne-ar împinge de la spate să facem lucrul acesta tot timpul.
Pentru că Duhul Sfânt nu ne-a fost dat doar pentru uz personal. Duhul Sfânt este o lucrare importantă în viața credinciosului. Dar scopul lui Dumnezeu este ca prin călăuzirea Duhului Sfânt și prin confirmarea Duhului Sfânt să aducă suflete la mântuire, să producă transformare în viețile oamenilor din jurul nostru. Haideți dar să cerem ca Duhul Sfânt să lucreze în noi, prin roadă, prin daruri și în lucrurile acestea, să se vadă și să se confirme că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, chemații lui Dumnezeu, trimișii lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.